v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Tinerii din Valea Jiului își vor striga mâine în stradă drepturile, alăturându-se campaniei numite Salvați Valea Jiului, demarată de Mondo TV. Se spun vorbe grele, se fac declarații picante, iar ruptura este deja vizibilă. Primarul Cornel Rezmeriță și city managerul Gabriel Lungu nu mai fac parte din aceeași echipă. Cartierul Dallas din Vulcan va fi șantier încă 3 ani de acum încolo. Nici bine nu s-au încheiat lucrările de asfaltare, că au început cele de canalizare. Ceea ce se bănuia de ceva timp, iar alții chiar o spuneau, mai pe la colțuri, mai pe față, s-a confirmat. S-au învolburat apele între primarul Cornel Rezmeriță și cel care ani de zile i-a fost mâna dreaptă în administrație, dar și în campaniile electorale, respectiv city managerul Gabriel Lungu. Ruptura dintre cei doi, Cornel Rezmeriță și Gabriel Lungu, a început să fie mai vizibilă odată cu plecarea unei delegații din cadrul primăriei municipiului Lupeni la Londra, subiect care a stârnit controverse în presa locală și centrală. Inițial, dintre cei care au mers acolo, ar fi trebuit să facă parte și Lungu, care însă s-a răzgândit. De aici a început tăvălugul. Una din persoanele din cele 7 nu a vrut să meargă, spunând că tot timpul este pe, de când a fost hotărât de Consiliul Local, a apărea tot timpul pe Mondo TV că el merge în deplasare. Și nu era rău, că chiar doream să meargă și dumnealui, dar din cauza prostiei lui nu a ajuns să meargă și el. Și s-a dat tot prin hotărâre de Consiliul Local, s-a schimbat persoana respectivă cu o altă persoană care nu este primarul Cornel Rezmeriță, s-a schimbat cu o altă persoană și cele 7 din primărie, tot din angajații primăriei, nu este niciun consilier local și au mai vorbit și mulți consilieri locali, mai ales consilierii locali din partidul ăsta foarte a deștepților, cum se spune între ghilimele, a deștepților, PP-ului ăsta care este, că ei nu merg ei în deplasare, păi ei nu merg fiindcă nu au ieșit niciodată la o acțiune a orașului. Și lucrurile merg mai departe. Tot în presa locală au apărut informații conform cărora primarul Rezmeriță ar plănui o altă deplasare pe banii primăriei cu Lungu, cu tot, în America în toamna acestui an. Nimic mai fals, a fost doar o gălușcă aruncată și pe care city managerul a înghițit-o, spune edilul. Mi-ar place să mă duc în America, nu zic că nu mi-ar place, pentru că eu vă spun cinstit, de vreo 4 ani de zile nu am fost în niciun concediu. Rețineți, de 4 ani de zile nu am fost în concediu și mi-ar place. Iar cel ce a dat sursa respectivă ziarelor sau presei la modul general este un om foarte slab, de un nivel foarte slab, în ciuda faptului că se crede un băiat isteț, dar este un om care nu gândește nici cât o ceapă de gerată. Este mare păcat pentru el. I-am aruncat o provocare să-l văd, eram sigur la ceea ce discută și ceea ce va discuta. I-am aruncat o provocare. Știam că crede că o să gândească și a și scos nenumărate vorbe că vreau să-l cumpăr cu plecatul, dar prostia din mintea lui, fiindcă v-am spus, nu gândește cât o ceapă de gerată, nici cât o ceapă de gerată, prostia din mintea dumnealui nu a fost aia, fiindcă era foarte ușor de gândit, era logic de gândit, stai bă, a dat vreo hotărâre de Consiliu Local că mergem noi sau merge careva, i-am spus că merg eu cu el. Ori persoana respectivă a și dat informația prin presă, că vezi, doamne, vrea primarul să-l cumpere pe el pentru tăcere sau pentru nu știu ce. Pe el n-are ce să spună de primar, dacă vrea să spună, are ce să spună foarte multe de el. Sau eu aș avea foarte multe lucruri să spun de el, sau mâine aș putea să scap de el, dar totuși o dovadă a prețuirii mele pentru întreaga familie, fiindcă are o familie foarte, foarte frumoasă și niște copii și o doamnă foarte de treabă, nu pot să scap atât de ușor de... Dar nemulțumirile primarului Cornel Rezmeriță nu se opresc aici. El admite că ani de zile a dezvoltat o prietenie cu Gabriel Lungu, dar că acum l-a dezamăgit, drept pentru care îi va cere să plece din cadrul primăriei și din funcția de city manager. Este unul din oamenii foarte apropiați de mine, este unul din oamenii la care am ținut și țin foarte, foarte mult, dar se dovedește pe zi ce trece că este de o prostie ieșită din comun.
chiar nu poate să gândească pe în momentul în care îi spune un om că vrei să vii cu mine acolo sau dincolo. Da, și dacă vrea să vină eu, poate mă duceam, fiindcă hotărârea de consiliu local nu este, poate chiar mă și duc, dar îmi plătesc singur deplasarea și dacă chiar vreau să mă duc, îmi plătesc deplasarea și mă duc undeva, dar nu prin hotărâre de consiliu local. Echipa Mondo TV care a tratat acest subiect a încercat să obțină un punct de vedere din partea lui Gabriel Lungu, dar acesta a refuzat să comenteze cele spuse la adresa lui. De-a lungul ultimilor ani, Lungu a fost omul care a coordonat din umbră campaniile electorale ale lui Cornel Resmeriță, iar între cei doi a fost mult timp afișată o prietenie. Salvați Valea Jiului, salvați mineritul! Asta vor striga mâine peste 200 de tineri din Valea Jiului în parcarea Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani vis-a-vis de Gerom. Aceștia doresc ca prin acțiunea lor să atragă atenția guvernanților că Valea Jiului trebuie să existe în continuare și să le creeze condiții de muncă pentru a nu fi nevoiți să mai plece în țări străine. Tinerii din Valea Jiului își vor striga mâine în stradă drepturile. Nemulțumiți de faptul că statul nu le oferă condiții de muncă și nu le asigură un trai decent în zona în care s-au născut, mai mulți tineri au decis ca mâine, când la Petroșani vor fi prezente mai multe oficialități la workshopul internațional organizat la CBC Petroșani de primăria de aici, în parteneriat cu mai multe instituții, să profite de ocazie și să atragă atenția asupra celor cu putere de decizie să-și îndrepte privirea și către această zonă care se degradează de la o zi la alta. Am inițiat-o împreună cu câțiva prieteni, câțiva amici. Dorim ca Valea Jiului să fie văzută altfel, la nivel național, local, pentru că noi suntem percepuți doar ca niște mineri, nu ca niște tineri care vor să facă ceva cu viețile lor. În Valea Jiului nu vin decât decizii de la nivel înalt, factor nu. Se închid toate posibilitățile noastre spre a munci cinstit, spre a munci pentru a face ceva cu viețile noastre. Sunt foarte mulți tineri, majoritatea, 80% din cei care termină facultatea aici nu se gândesc decât cum să plece dincolo să-și facă un viitor. Niciunul nu se gândește cum să rămână în Valea Jiului pentru a ridica cumva această vale, a face ceva aici, dacă se mai poate face ceva. Sper din tot sufletul ca acțiunea de mine să aibă un efect cât mai bun, ca autoritățile din această țară să își facă datoria și să nu uite de acest loc din țară, să fim și noi în centru atenției cât de mult se poate și să fie un eveniment cu o amploare foarte mare. Organizatorii spun că până la acest moment au confirmat prezența la acțiunea de mâine peste 200 de persoane. Momentan și-au confirmat prezența în jur de 300 de tineri. Acum, pe lângă acești 300 de tineri, sperăm ca și ceilalți să se gândească că probabil copiilor nu vor avea ce să facă aici, probabil cu pensiile care le au într-un viitor apropiat nu vor avea cum să se descurce. Noi sperăm să vină un număr cât mai mare. Ideea tinerilor a plecat de la campania demarată în urmă cu ceva timp de Ionuț Drăgotesc, directorul general al Mondo TV și Mondo FM. Mă bucur că în sfârșit tinerii din Valea Jiului au o astfel de inițiativă. Este un semn că trăim, este un semn că respirăm, este un semn că nu mai vrem să stăm în genunchi, ținând mâinile încrucișate la piept și comentând doar în fața blocului sau pe la colțuri în cercurile de prieteni din care facem parte. Am fost informat despre inițiativa tinerilor din Valea Jiului. Au venit, am stat de vorbă, i-am avut invitați la radio. Mondo TV susține această inițiativă mediatic. Eu sunt încântat că demersul pe care l-am demarat cu acest mesaj "Nu închideți mineritul" a stârnit o reacție în rândul oamenilor din această zonă. Acțiunea tinerilor din Valea Jiului va avea loc joi începând cu ora 14 în parcarea Colegiului Național Mihai Eminescu vis-a-vis de Gerom. Este foarte important
că această acțiune a tinerilor din Valea Jiului, indiferent câți vor fi mâine acolo, 10, 20, 200 sau 2000, să nu fie contaminată de mediul politic. În spatele lor să nu fie niciun interes, nici PDL, nici PNL, nici PSD, să fie o acțiune care să plece din inima acestor oameni, pentru că altfel ei vor fi ghiciți și cu siguranță nu va fi decât un eșec. Dacă sunt sinceri, dacă strigă nemulțumirile, dacă ei cred în acest demers, atunci veți vedea că bulgărele se va rostogoli și alături de ei vor veni din ce în ce mai mulți oameni. Modul în care se lucrează în România este unic de neînțeles și imposibil de reprodus. Cartierul Dallas din Vulcan va fi un șantier și în următorii 3 ani, însă nu asta ar fi problema. După ce s-a finalizat asfaltarea, drumurile vor fi din nou răscolite, pentru că acum trebuie făcută canalizarea. Deși credeau că au scăpat, locuitorii cartierului Micro 3B din Vulcan sau Dallas, cum mai este cunoscut, vor fi în reparații mult timp de acum încolo. După ce primăria a obținut și finalizat lucrările de asfaltare în zonă, acum trebuie făcute și cele de refacere a canalizării. La Dallas trebuie să spunem că cele de realizare a infrastructurii rutiere s-au făcut, trotuare, doar am început de azi toamnă, am început lucrările de canalizare și apă potabilă, deci canalizarea este pe un program ce se va derula pe 3 ani de zile. Se lucrează deja. Inițial, înainte de a se face reabilitarea cartierului, aici se vorbea de faptul că primăria va realiza subtraversările de conducte pe subdrum, pentru ca proiectul de canalizare să nu afecteze asfaltul. Acum însă lucrurile nu mai stau așa. După ce s-au făcut drumurile și trotuarele, muncitorii care execută refacerea sistemului de canalizare vor trebui să spargă drumul proaspăt asfaltat. Este proiectul care s-a derulat cu infrastructura rutieră și este alt proiect, APASERV, care se derulează pentru canalizare și alimentare cu apă. Ele trebuie să meargă concomitent și sperăm că pe durata de 3 ani de zile cât este programat acest proiect să finalizăm toate lucrările. Tânărul căutat ieri de polițiștii de la Lupeni, despre care se spune că ar conduce un grup specializat în furturi și tâlhării, a mers astăzi la poliție însoțit de un avocat pentru a da declarații. Tatăl acestuia a ținut să dezmintă la Mondo TV unele informații apărute în presă despre fiul său. Polițiștii din Lupeni împreună cu mascații de la Departamentul pentru Intervenții Rapide de la Deva au răscolit ieri Lupeniul în căutarea unui bărbat care se sustrăgea arestării și despre care oamenii legii spun că ar fi șeful unui grup de tâlhari. Bărbatul a fost de negăsit, însă de la locuința sa au fost ridicate mai multe mijloace materiale, ca probă și bunuri cu privire la care se fac cercetări în vederea stabilirii provenienței, existând indicii că pot proveni din furt. Surse din rândul anchetatorilor au spus că cei suspectați că fac parte din această grupare ar deține ilegal pistoale și muniție, care ar fi fost aduse ilegal din Italia. Tatăl celui căutat infirmă însă aceste lucruri. Am venit să dezmințim informația asta, care nu-i pe drept. Deci fiul meu nu este șeful bandei, cum l-au numit presa sau poliția. Deci copilul meu nu a dus arme și muniții niciodată din... El nu se ocupă cu așa ceva, să aducă arme și muniții din Italia. Să știe tot orașul Lupeni că copilul meu nu este periculos, cum l-au făcut ei, că e un periculos și că terorizează Lupeniu. Și că nu se ocupă de arme, de muniții, de furturi. El, într-adevăr, a avut niște condamnări mai înainte și astea au fost niște... pentru furt. Dar el s-a reabilitat de atunci. El de 3 ani de zile de când a venit din detenție, el nu a mai făcut niciun furt. Mă abțin să comentez ce are domnul respectiv în locuință. Sunt mai multe bunuri care au fost ridicate ca și probă într-un dosar, un dosar penal ce se referă la infracțiunea de furt. Practic, acele bunuri polițiștii vor stabili ulterior dacă provin din comiterea unor infracțiuni de furt. Urmează ca toate bunurile să fie expertizate, se va stabili exact dacă se încadrează în categoria armelor, dacă sunt bunuri provenite din infracțiuni și așa mai departe. Nicolae Bitang, bărbatul căutat de polițiști, a revenit acasă după plecarea mascaților din fața blocului său, iar astăzi tatăl său i-a căutat un avocat pentru a merge la poliție și pentru a da declarații. Acum el este acasă.
Ieri, într-adevăr, că s-au retras de la, de la poliție, că au venit cu jandarmii. Și lui a fost frică că îl bate jandarmii. Dar astăzi noi ne prezentăm cu un avocat la poliție și să ne luăm toate lucrurile ce ni le-au confiscat din casă de la fiul meu și să ni le recuperăm. Au luat o plasmă de calculator, de asta așa micuță, ne-au luat un aspirator și contractele de inele, ce le-au băgat la manet nora mea și o brățară care nu este de aur, deci lucruri fără nicio valoare. Face mențiunea că suspectul este cercetat în stare de libertate, el nu se află sub efectul vreunui mandat de arestare sau nu este aflat în urmărire. El s-a prezentat într-adevăr în soție de un avocat la sediul poliției pentru a da declarații legate de acuzațiile care îi se aduc. Polițiștii de la Lupeni efectuează în continuare cercetări pentru a stabili de unde provin bunurile ridicate de la locuința lui Nicolae Bitang. Potrivit Institutului Național de Statistică, pensiile au crescut în ciuda crizei economice din ultimii 4 ani. Cel mai bine, deși nu se vede, stau locuitorii Văijiului la capitolul pensii, unde media lunară este de 1145 de lei, în condițiile în care, la nivel de județ, pensia medie lunară pe anul trecut a fost de 958 de lei. Potrivit unui top postat pe site-ul Econtext, județul Hunedoara se situează pe locul secund la nivel național în ceea ce privește pensia medie lunară după municipiul București, unde media a fost de 983 de lei anul trecut, iar în județul nostru de 958 de lei. Ca și quantum mediu, pentru anul 2012 avem un quantum de 958 de ron pe lună, media. Pentru Casa Locală Petroșani avem 1145 de ron pe lună, iar pentru Casa Județeană Deva avem un quantum de 186 de ron pe lună. În trimestrul 4 din 2012, pensia medie lunară a fost de 786 de lei la nivel național, în creștere cu peste 15% față de sfârșitul lui 2008. Creșterea este una substanțială, însă dacă luăm în considerare prețurile, scumpirile, inflația, lucrurile se schimbă radical. Pentru anul 2012, pentru Casa Județeană de Pensii Total Județul Hunedoara, avem un număr total de mediu pe lunar, 123.290 de pensionari. Numărul mediu de pensionari, tot pentru 2012, la Casa Județeană de Pensii Deva, deci doar pentru zona Devei, excluzând Valea Jiului, este 89.102 pensionari, iar pentru Casa Locală Petroșani, doar inclusiv exclusiv Valea Jiului, este 34.188 de pensionari. Pentru luna aprilie acestui an, pensia medie lunară pe întreg județul Hunedoara este de 904 lei, pentru Casa de Pensii Deva 822 de lei, iar pentru Valea Jiului 1137 de lei pe lună, la un total de 140.500 de pensionari. Vremea capricioasă din această primăvară afectează sănătatea hunedorenilor. Drept dovadă stă numărul mare de persoane care au fost diagnosticate cu pneumonie în această perioadă, adică aproape triplu față de aceeași perioadă a anului trecut. Temperaturile scăzute de la începutul acestei luni, care au fost sub media normală, au dus la creșterea numărului de îmbolnăviri în rândul hunedorenilor. Dacă facem o comparație cu aceeași perioadă anului trecut, putem observa o creștere semnificativă în ceea ce privește numărul persoanelor care au fost diagnosticate cu pneumonii pe parcursul săptămânii trecute. Avem și 444 de pneumonii. Săptămâna anterioară a fost mai puține, 408 cazuri. Adică cu peste 250 mai multe cazuri față de începutul lunii aprilie 2012. Vinovată pentru această creștere este vremea capricioasă, lucru confirmat și de medici. Există aceste diferențe mari de temperatură zi-noapte sau poate chiar dacă plouă deja, temperatura ambientă scade. Nu am scăpat nici de infecțiile respiratorii acute, în săptămâna precedentă fiind înregistrate aproape 750 de cazuri, însă atât acestea cât și pneumoniile pot fi evitate dacă urmăm câteva sfaturi simple date de specialiști. Atenție la adaptarea la temperatura mediului înconjurător,
adică să ne îmbrăcăm conform temperaturii din mediul înconjurător, în spații închise, adică în încăperi, în sălile de clasă, să facem o aerisire periodică. În cazul în care totuși dăm semne de răceală, specialiștii recomandă hunedorenilor să se prezinte imediat la cabinetele medicilor de familie și să evite automedicația, care de cele mai multe ori dăunează organismului, având în vedere că poate crea microorganisme rezistente la antibiotice. Se anunță un weekend plin la Petroșani. Sâmbătă 20 aprilie, administrația locală organizează cea de-a doua ediție a acțiunii Ziua Verde. Și tot în aceeași zi, în Piața Victoriei, va avea loc o expoziție de prezentare a unei colecții de mașini vechi, eveniment organizat în premieră în Valea Jiului. Primăria municipiului Petroșani organizează sâmbătă 20 aprilie 2013, începând cu ora 10 și 30 de minute, o nouă ediție a acțiunii Ziua Verde, în cadrul programului de educație civică generat la inițiativa părintelui Octavian Pătrașcu, în cadrul forumului cetățenesc Pro Urbis. Evenimentul din acest an va avea loc sub genericul O viață sănătoasă într-o lume curată. Tot sâmbătă, Petroșaniul va fi gazda unui eveniment inedit, prilejuit de organizarea în premieră a unei expoziții de prezentare a unei colecții de mașini vechi. Evenimentul, organizat de Retro Club România, simultan în mai multe localități din țară, beneficiază la Petroșani de suportul administrației publice locale. Tot sâmbătă va fi organizată o expoziție de mașini retro, tot în Piața Victoriei, tot în centrul civic, unde vor putea fi văzute în jur de 15-20 de mașini și de epocă, și mai din perioada anilor 60-70, va fi un lucru interesant. Este o acțiune a Asociației Automobiliștilor din România, sper să nu greșesc titulatura, e vorba de despre domnul comandant de la poliția din Petrila, domnul Zaharia, care are acest hobby și care va fi organizatorul principal. Expoziția de automobile retro va avea loc la Petroșani sâmbătă 20 aprilie 2013, începând cu ora 10. Aceasta va fi amplasată în centrul civic al municipiului Petroșani, zona Piața Victoriei. Elevii vor recupera sâmbătă zilele libere de 2 și 3 mai. Ministerul Educației a anunțat inspectoratele școlare că orele de curs din cele două zile trebuie recuperate și pentru asta au fost stabilite și zilele de weekend în care elevii vor veni la școală. Elevii s-au bucurat cel mai mult la aflarea veștii că vor beneficia de o mini-vacanță prelungită de 1 mai și de Paște, însă pentru asta sunt nevoiți să vină sâmbătă la școală pentru a recupera cursurile. Ministerul Educației a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor care nu se efectuează în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 1-6 mai, ca urmare acumulării zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile libere. Conform unei adrese care a venit în cursul zilei de ieri, ziua de 2 mai este stabilită de către minister ca fiind recuperată în data de 20 aprilie, iar pentru ziua de 3 mai, ministerul a solicitat hotărâri ale inspectoratelor școlare județene și în cursul zilei de azi, această hotărâre pentru județul Hunedoara s-a realizat în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație al inspectoratului, fiind stabilite ziua de 27 aprilie. Deci cele două zile, de 2 și de 3 mai, la noi în județ, vor fi recuperate în unitățile de învățământ în sâmbetele din aprilie, respectiv 20 și 27 aprilie. Elevii vor avea 6 zile libere în perioada 1-6 mai, la fel ca și bugetarii. Decizia vine de la Guvernul României. Știrile Mondo TV de astăzi se opresc aici, dar vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Vă dorim tuturor să aveți parte de o seară cât mai bună!